Șef de post bătut măr de trei recidiviști. Polițist în sălaș, bărbatul a vrut să planeze un conflict între trei indivizi ce negociau un schimb de cai și blocaseră drumul. Agentul de poliție a oprit și a coborât din autoturism, cerându-le inculpaților să părăsească partea carosabilă. În această situație, agentul de poliție Cristianiță declară că a fost prins de gât cu mâna și îmbrâncit de către inculpatul Fărcaș Felician Cosmin. Agentul de poliție a folosit spray-ul din dotare, apoi a fost lovit copiate de mărimea punului în spate de către inculpatul Pintea Cristian Flaviu Filimon. Spun reprezentanții inspectoratului de poliție Sălaj. Ulterior, polițistul a încercat să-și mute mașina de frică să nu-i fie distrusă. Nu a reușit că, într-o clipă, unul dintre atacatori l-a prins de picioare și l-a aruncat în șanțul de pe marginea drumului. Apoi, indivizii l-au lovit cu pumnii și cu ranga. Într-un final, polițistul a scăpat de bătăuș cu ajutorul colegilor dintr-o comună alăturată pe care reușise să-i cheme în timp util. Cei trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia nu se află la prima faptă de acest fel. Felician Cosmin Fărca și frații Cristian și Gabriel Eugen Pintea au mai fost condamnați anterior în dosare penale pentru lovire, tentativă de viol, bătămare corporală și abandon familial.